din punctul meu de vedere, banii sunt cei mai importanți înainte de sănătate. De ce spun asta? Având bani, clar, poți să oferi, ai o liniște în jurul tău, atât tu cât și familia. Din punctul meu de vedere, familia e cea mai importantă. Eu dacă îmi văd familia fericită, pot ajuta alți oameni. Atâta timp cât ai mei sunt liniștiți și au o creștere bună, pentru că noi în instinct avem să ne gândim la copiii noștri și la viitorul lor. Deci banii sunt foarte importanți chiar și într-un cuplu. Că mulți spun că nu, dacă există iubire, totul o să fie perfect. Eu văd altfel situația. Oricât de multă iubire ar exista, când există lipsa banilor, apar discuții, apar sacrificiile în sensul că fiecare trebuie să muncească în locuri diferite, clar petrec mult mai puțin timp, clar există șansă de a cunoaște alte persoane și se poate răci totul și se poate duce dracu foarte simplu. Deci banii, din punctul meu de vedere, sunt importanți atâta timp cât nu te conduc. Așa cum și prietenii mei știu, niciodată nu m-au condus banii. Am alergat după bani, i-am făcut, dar nu m-au condus. E o diferență, e foarte important să nu uiți de unde ai plecat. Eu unul n-am uitat niciodată, n-am cum.